Eu sunt inginer, specialist în Lego. Posibilitățile de dezvoltare sunt limitate doar de gândirea noastră. Mă bucur că jobul meu a oferit această conexiune între mine și copilul meu. Și el e foarte fericit că taică-su are un job care și-ar dori mulți copii pentru părinții lor, da? E specialist în Lego. Se joacă la lucru, într-un fel. Pe mine foarte tare mă inspiră copiii care îmi pun întrebări despre lucrurile pe care pe ei nu i-am învățat. Adică în limba engleză spune wanderer, care nu-i de ajuns pentru el ceea ce îi ofer eu ca informație. Și el își pune întrebarea ce ar fi dacă aș încerca în modul ăsta sau în modul celălalt. Pentru că domeniul dat este unul absolut multilateral, în care poți face un lucru și având ca scop ceva, să obții cu totul altceva, care în sine e ceva mai serios decât ai planificat tu, da? Posibilitățile de dezvoltare sunt limitate doar de gândirea noastră. Și băieții tot mai încearcă noi features, să o dezvolte, să facă upgrade la drona dată. Da, foarte mult îmi place când copiii preiau informația pe care o ofer, pentru că eu mă străduiesc să o ofer într-un mod mai interactiv. Cred că asta și este cheia succesului echipelor mele, că nu facem asta ca o muncă sau ca o obligațiune, știți? Încerc să-i motivez să caute din interes, nu din obligație. Și interesul lor îi aduce foarte departe. 3, 2, 1, robots on! Organizatorii mai încearcă să sensibilizeze tânăra generație față de problemele globale. Și în fiecare an, tematica sezonului constă într-o problemă care ține de toți noi, de toată comunitatea umană. Și anul trecut a fost Ocean Opportunities, așa s-a numit competiția. Și scopul fiecărui robot era să curăță oceanul în formă din teren de impurități, care erau reprezentate sub formă de bile mici și mari. Și noi de acasă am proiectat o astfel de strategie ca să putem ajunge sus cu cât mai multe mingi. Și asta pe noi ne-a ridicat în top. Am luat medalii la scor cumulativ din cele 9 runde de calificări, care automat ne-a dus în play-off. După aia în play-off am ajuns în finală și finalul tot am câștigat-o, tot o medalie de aur. Și după aia la proba tehnică, în care juriul a apreciat robotul nostru din punct de vedere al inovativ, practic, fiabilitate, tot la cel mai înalt nivel și am obținut și acolo medalie de aur. Da, generațiile care vin din urma noastră au o altă viteză de asimilar din cauza fluxului foarte, foarte rapid informatic și anume și cantității care apare zilnic. Deja, de exemplu, eu pe fetița mea de un an jumate n-am învățat niciodată cum să fac swipe la telefon. Eu am văzut asta odată și deja știe cum se blochează, cum se pornește camera și așa mai departe. Mereu copiii noștri vor fi mai deștepți decât am fost noi. Și când văd specialiști care nu accept faptul că sunt unii tineri care știu mai mult ca ei, pe mine asta un pic mă atacă, dacă sincer. Adică o viziunea mea pentru sistemul de învățământ este ca să ofere totuși măcar încercări tinerilor specialiști să se afirme la noi acasă. Asta s-ar manifesta prin
condiții atractive de muncă, de exemplu. Pentru că asta este, cred că, cauza principală pentru care tinerii pleacă de la noi. A noștri sunt prea ocupați, știți cum, să gândească la noi. Eu am o echipă în care sunt copii de 18 ani, care mâine deja sunt studenți la universitate. Și eu presupun că ei își dezvoltă abilități pe care sistemul nostru de învățământ couldn't handle, așa să spun, în limba engleză, în limba română, n-ar putea să le facă față, da? Și colaborează cu multe site-uri din străinătate, caută informații care deja a depășit ceea ce noi putem să le oferim. Și eu mă tem, pentru că nu pot să spun rămâneți acasă și continuați. Noi cu soția ne-am pus ca scop să rămânem aici acasă, ca să fim utili. Dar situația din ultimele luni deja ne-a pus pe noi pe gânduri. Pentru că dorim un viitor mai bun pentru copiii noștri, știți. Mereu suntem în așteptarea unor oameni integri, știți, la conducere. Și parcă au venit să repet același lucru.